Echipa de volei Unirea de aici conduce în topul transferurilor efectuate de formațiile din divizia A1 la volei masculin. Ultimul transfer al dejenilor este cel al lui Alexandru Călin, liberoul național al României de volei masculin. În vârstă de 29 de ani, Călin a jucat în sezonul trecut la SCMU Craiova, participând cu naționala și la turneul pe care tricolorii l-au susținut în Guadalajara, Spania. Pe lângă Călin, la Unirea Dej au sosit deja de la LPS Piatra Neamț, coordonatorul de joc Marius Dascălu și centrul Mihai Gheorghiță. De la Steaua București a fost transferat George Carpen, iar de la Torpi Târgu Mureș a sosit la echipa de pe Someș sârbul Rade Dacovici. Unirea Dej va relua pregătirile joi, 29 iulie, urmând ca vineri jucătorii să efectueze vizita medicală, iar luni să plece într-un cantonament de o săptămână la Poiana Negri.